Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Slatercolul Halil Brahim nu poate arăta armonia pe care a găsit-o în Ceyhan în Doukan. Poate că Sila este singură pe un drum bun. Arată o performanță reușită, dar dacă Iuluna continuă cu un actor care va găsi armonie cu Halil Brahim Ceyhan, va fi mult mai bine pentru el. Având în vedere situația actuală a Sila și Halil, putem spune că este foarte rău pentru Halil și foarte bine pentru Sila. A apărut în personajul lui Yaman Kirimli din seria Halil Emanet. Nu mai există nicio urmă din acel vechi personaj Yaman, pentru că așteptările publicului de la el sunt diferite. Prin urmare, trebuie să treceți la un nou proiect care se potrivește profilului DVS cât mai curând posibil. Asigurați-vă, deci, că vă vom aprecia în acest proiect, deoarece apreciem armonia dumneavoastră cu Sila. Până la urmă, dacă Halil nu era un jucător bun, nu ne-ar putea transmite această armonie. Vom vedea ce puteți face împreună atunci când faceți publicitatea cu partenerul potrivit și proiectul potrivit. Această situație este aceeași în Sila. Este un fapt că știm cu toții că Sila este în proiectul potrivit. Marea întrebare aici este dacă este cu partenerul potrivit. În mod respectuos îmi dau cu părerea. Adevărul este că Sila și Doukan sunt groaznici. Dacă Sila vrea să transcende în actorie, ar trebui să se asocieze cu alt actor, pentru că cu acest băiat adevărul este că nu transmit nimic. Îndusa un cuplu, nu există chimie, ea are tot potențialul ca actriță, pentru că dă viață personajului. Și cred că numele lui bun are pecetea lui, băiatul ăsta poate fi tânăr, dar îi lipsește mai mult talent, asta se vede pe ecran, trebuie să se creeze propriul stil acum. Cred cu respect ceva ce băiatul ăsta îi dăunează imaginii Sila, pentru că după ce relatează alte canale și ce spun cu echipierii, este ca în orice discuție cu Sila în locuri publice sau pe decorul strigă la el și că este nepoliticos și că dăunează imaginii Silei dacă aceasta este fără a fi un cuplu, va fi un dezastru. Imaginea pe care o proiectează este că este un băiat gol, imatur. Sosește târziu pentru farfurie, ajunge beat, e baiat. Îi plac discotecile de plastic, vorbește doar despre moda. Pentru cât de matură, inteligentă și educată este Sila, nu merită o astfel de persoană. Ea merită un pretendent care se completează între ei din toate punctele de vedere, pentru că o tinerețe prost gestionată duce la vedete în viață și de aceea sunt mulți tineri care trăiesc foarte repede și devin o stea căzătoare. Sper ca consultantul de imagine al Silei să intervină, pentru ca scandalurile pe care acest băiat le provoacă Silei în locurile publice îi dăunează imaginea de profesionist și de femeie. Îi sugerez Silei să dea timp în timp, pentru că este o fată tânără care trebuie să trăiești. Și acumulează experiență pozitivă în viață, că nu disperi să cauți un soț, că totul vine în timp util, că nu îți apare un lup în haine de oaie. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!